Consiliul Județean Timiș s-a întrunit într-o ședință extraordinară pentru a vota repartizarea banilor necheltuiți în 2012 pe dezvoltare. Grupul consilierilor PDL s-a abținut de la vot. Titu Bojin nu este mulțumit de neimplicarea grupului PDL. Așa cum am hotărât anul trecut, încă înainte de a fi președinte, dar eram consilier, s-a aprobat o cifră a posibilității de dezvoltare a județului prin lucrările care se execută sau s-au executat în anul 2012, așa cum ați observat, de aproximativ 82 de milioane, ceea ce ne punea în situația ca să aprobăm prin excedentul din 2011 posibilitatea folosirii acestor bani. Am aprobat-o și, sigur, prin lege suntem obligați ca la sfârșitul anului să aprobăm distinct, individual. Păi, m-am aținut pentru faptul că materialele care au venit și au fost pregătite pentru susținerea transferului acestei sume foarte mari de la sau spre fondul de dezvoltare nu au fost întocmite corespunzător. Da, spuneți că nu sunt că nu e fundamental. E fundamental pentru că nu are hârtii. Ce lipsește? Raport. Deci, în primul rând, lipsește acolo o anexă în care ar fi trebuit să apară cheltuielile și veniturile realizate de către Consiliul Județean în anul 2012, să vedem unde sunt deficite, unde sunt excedente și de ce la fondul de dezvoltare avem un deficit atât de mare și de ce pentru prima dată se apelează la folosirea fondului de derulment pentru acoperirea și completarea fondului de dezvoltare, pentru că sunt sigur că aceste sume, adică sunt sigur, ele s-au cheltuit, dar vreau să știu unde s-au cheltuit și pentru asta trebuia să apară un desfășurător acolo în care se spune au fost cheltuiți acolo, mi se pare firesc acest lucru. Ori treaba asta nu s-a întâmplat, a apărut un raport simplu în care în conformitate cu legea, că s-a respectat legea, nu, eu nu contest chestia că nu s-a respectat legea, dar...